Vrem să aflăm secretele unor tineri părinți care se iubesc și întotdeauna au arătat acest lucru și pe Instagram și pe YouTube. Nu credeam că vor deveni părinți atât de rapid, dar din câte văd se descurcă foarte, foarte bine. Primii invitați sunt un cuplu care ne-au surprins nu doar odată prin declarațiile lor, iar de când au devenit părinți, o fac și într-un mod de viață pe care mulți îl urmează, doamnelor și domnilor, Ecaterina și Cristian Cebotari și domnul președinte, care are acum vreo 10 kg. Salutare! Bună! Mă rog, voi! Bună! Așa, o salută el pe tantele lui. Bine ai venit la noi! Luați loc pe canapea. Mamă, voi, așa de mititei și așa de brav, pentru că eu, peste tot unde i-am întâlnit, doar pe ei doi i-am întâlnit. Fără bonă, de dacă, voi n-aveți bonă? Nu, noi avem bunică. Aveți bunică, Doamne, să-l dăi Domnul multă, multă sănătate. Asta e excepțional, bunica. Dar mare parte, el mereu cu noi. Uitați-vă, voi acum deja sunteți cu copil și sunteți o familie plenară în toată frumusețea ei. Totuși, cum a început relația voastră de dragoste? Pentru că de dragobete povestim. Cum ai sărutat fata asta? Sau e pe tine? Nu știu, cred că tot pe mine. Nu, ce vorbești, nu! Nu, el m-a sărutat prima dată, el m-a mișunit. El a spus, hai pupă mâncoa și eu am vrut să-l pupă în obraz și l-a făcut brusc, așa, și el îmi pupat în buză. Deci, Cathy era vedetă. Da. Atunci când tu ai cunoscut-o. Te-ai îndrăgostit de ea când ai văzut-o pe net sau când ai văzut-o în viața reală? În viața reală. Pentru că când am văzut-o pe internet, îmi plăcea de ea. Dar cumva de mult așa am uitat să mă dânsă. Pe urmă a trecut o perioadă, m-am maturizat, am început să lucrez și când am văzut-o prima dată la sală, atunci am văzut-o și mi-a plăcut de ea și mai tare. Și cum s-a apropiat el de tine? Îmi dau seama că tinerilor, flăcăilor, băieților, le era cam frică să se apropie de tine, sau nu? Nu. El era foarte încrezut în sine. El s-a apropiat și a spus, tu ești Cathy Black? Eu spun, Doamne, deși așa băieț frumos se uită la mine, anume când eu arăt cel mai rău. Transpirat, da, roșie. Da, eu își făceam abdomenul atunci, nu țin. Eram cu o prietenă în orice caz. Și el așa zice, Cathy Black, dacă ai nevoie de ajutor, eu îți deschis, poftim, adresează-te. Eu spun, Doamne, eu nu o să mă adresez niciodată la omul ăsta. El m-a văzut în cea mai rea ipostază, gata, nu. Cu tine n-am de gând să faci nimic. Cu toate că ai văzut-o și într-una dintre... De fapt, cea mai grea ipostază este cea a nașterii. Da. Uite, atunci, și cred că el pe tine te-a văzut în toate stările unei femei, așa cum poate ea să existe. Ai cucerit-o zi de zi și foarte rapid s-a întâmplat totul. Foarte la voi. Rapid, da. În decurs de o lună și jumate am cerut-o. Da. Noi am început să ne întâlnim și ea spune, noi nu o să ne întâlnim până tu nu o să spui că o să vii cu un buchet de flori și spui că noi, într-adevăr, sau vrei să fii prietena mea, ceva de genul ăsta. Eu am citit prea multe cărți romantice. Da, și cred că vreo 3 săptămâni așa ne cunoșteam la sală, vorbeam, dar peste o lună după ce am cerut-o să fii prietena mea, am cerut-o de soție. O lună, Doamne ferește. Dar spune deși că oamenii o să gândească că am prins însărcinat sau așa. Da, da, n-a rămas gravid atunci. Nu, niciun de ce caz. Așa de repede? Pentru că altul? M-am îndrăgostit. Dar... Avea, și în primul rând avea principii la viață. Da, era persoana care prima dată am întâlnit-o atunci și care cu principii. Și zic, wow, adică fata asta are scopuri în viață și cu ea o să ajungem departe. Foarte frumos. Data de 23 februarie, 2019. Da. Ce e această dată pentru voi? Pentru noi e o dată foarte mare pentru că am făcut testul să aflu dacă sunt însărcinată. Și eu nu mă așteptam că o să fie da. Dar s-a primit că da și eu întrimis lui Cristi mesaj și spun, Cristi! Prim mesaj ai aflat. Da, eu nu am putut să aștept, el era la serviciu. Spun, nu, eu trebuie să-i trimit lui mesaj. Ideea e că noi cu zi înainte ne-am înțepat, da, așa. Da, finișor. Totuși există certuri între voi. Sigur. Și normal să existe certuri între cuplu. Da, și într-un moment toți, așa. Și când am văzut poză, zic, wow, și lacrimi. Și lacrimi, s-au oprit serviciu tot. Da, el a venit în timp de 20 de minute, deja era acasă, el mă rotea în brațe și spune ura. Nu, pentru că noi, de fapt, încercam jumate de an după nuntă, la noi nu se primea.
Și eu deja credeam că el e bolnav. Vrei să-l duci la analiză? Da, 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 eu zic că poate problema cumva, nu e în mine. Poate cumva sportul a influențat negativ, știi? Da, nu, dar tot e ok, tot e regul. Da, rezultatul este unul foarte frumos și voi ați ieșit foarte rapid cu el în lume. Nu v-a fost frică de, uai, să nu-ți îmbolnăvească, să uite cu de ochi la dânsul. L-ați botezat? Nu. Nu l-am botezat, nu credem în de ochi, nu credem în gura satului sau ceva de genul ăsta. Adică, este un om care, eu când văd oamenii care postează tot copii de vârsta lui, îl postează pe tine și le pun un smile pe față, asta e și mai... Ori nu-i pui, ori de-a-mi-i pui. Da, și de acord. Nu ne temem, pentru că dacă deja am ieșit cu asta, că să arătăm că eu sunt sărcinată, să arătăm că viața noastră în cuplu, ar fi incorrect față de oamenii care mă urmăresc să ascund la dânsii că eu am născut. El e frumușel, de cameră nu se teme. Și vorbește și zâmbește și are câți followeri pe Instagram? 18.300. Da. Așa, aproape 20.000. Aproape 20.000. Deci, mama, tata, pe lângă faptul că administrează și conturile lor, mai administrează și contul lui și al câinelui. Da, la voi toată familia e pe Instagram. Da, cineva îmi spunea, dar de ce voi faceți Instagram la copil, la câine și cu voi? Da, de ce? De ce nu? De ce nu? Iată ce răspuns. Vezi, sunteți evrei cumva? De atâta. Alt răspuns frumos. Încercați să organizați și sesiuni foto ca să aveți deja arhivă. Vă zic asta la primul copil. Da. La treilea nu mai e timp și cum te simți vinovat, mă, cum la prima atâtea poză are și al doilea. Da, primul, cred că de asta. Că e primul și e mult așteptat. În fiecare zi, cât e la muncă, stai tu toată ziua. Uite, mămicile trăiesc teamă, frustrare, depresie postnatală. Tu ai avut ceva din... Nu cred că era depresie. Eu când m-am dus la naștere, m-am dus cu niște scopuri anumite. De exemplu, să nasc natural, să nasc fără epidurală și multe, multe chestii, dar și una din scopul meu era să nasc fără rupturi. Mm-hmm. Dar clar lucru că eu așa mărânțic și copilul de 4-220 era imposibil. Și eu cumva până acum nu mă pot primi că eu parcă n-am realizat că eu... Tot to-do list-ul tău. Da. Și pentru tot mine... Tot ești de asta. Da. Eu tot ești de asta. Dacă nu ești după planul meu, da. Și eu spun eu, cum așa, eu... Asta n-am făcut. Tot merge după plan și aia ca ruptura. Și spun, Cristi, nu mă pot primi, parcă e că... Am dat fail, nu știu cum spun. N-ai dat niciun fail, femeia, da. A dat naștere la un copil de 4 kg și... Logic! Da, vezi, asta în teorie e super. Da, cât a durat nașterea ta? 6 ore de la prima contracție până la deja... A fost destul de rapid, da, pentru că rapid. Sunt unele femei la prima naștere care stau lucru, da, și 18 peste, ore da. Și 20 ai fost de alături de ea? De la început până la sfârșit. Da. Și în momentul? Tot, ok. N-ai tremurat? Ei, da. Hai zi sincer. Cine mi-a de ce îl țineau? Pe tine sau pe el? Nu, acolo era tot ok, adică eu stăteam și priveam, toți fii super. Dacă nu el, eu cred că n-avea să nasc. Eu deja eram așa de obosită și el pe simplu s-a pus așa frunte la frunte și a spus, Kitty, eu îl văd, hai. Și eu așa, da, dacă tu îl vezi, apă înseamnă că și eu așa îl văd. Am strigat odată tare la ea și... Aha. Nu cu răutate, dar pe simplu ca să dai puteri. Da, și a venit frumosă. Și nu mi l-a dat mie. Deodată lui? Da, pentru că spun că ruptura, m-a întors, ceva, așa, era parcă... Mult și detalii. Da, știu că... Așa deja detalii. Prin cezareană toate fetele au stat inițial contactul piept la piept cu tatăl și este foarte, foarte bine. Cum a schimbat viața apariția lui Eugen în viața voastră? Apropo, foarte mult ne spuneam că să vă fie greu, că... Mă speriau, așa, da. Cumva că sunteți prea tineri. Da. Nu se reușesc nimic, nu se putea să duceți nicăieri cu dânsul, da, că suntem în platou la Lilu, da. Noi cu el reușim mult mai mult decât fără dânsul. El așa e un motoraș micuț, știi? Noi dimineața deja, adică, nu putem să ne vedem viața deja fără el. Adică dimineața... Parcă tot timpul era. Eu nu știu cum. Cum exista viața fără el? Da. Așa că... Și normal că s-a schimbat. Mult s-a schimbat, dar numai înspre bine. Eu te lădesc, el tot se încortează ca taică. Mă ating, știu ce ai să te faci mai frumos. Președinte, tu să fii președinte. Da, dar dinte are?
Nu, încă nu are. Încă nu are. Dar oricum, deja s-a început. Da, 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 procesul de erozie, așa că pregătiți-vă pentru nopți, vesele, o să jucați și samba și tango noaptea. Sau a fost un copil, în primele luni a fost un copil foarte liniștit. N-am avut colici, trebuie să-mi spun eu. Ei, dacă n-ai născut greu, înseamnă că coleșa să ai. Aha, adică, oricum dumneavoastră să dea, știi? Da, da, da. Dacă n-ai avut coleș, lască dinții, am ușa să-ți dea pentru tet. Eu zic, ok, eu sunt pregătită. Cred că nu foarte mult depinde de atitudinea ta față de situație. Cum ți-a revenit? Foarte repede. Cristian! Foarte repede. Eu cred că 50% din succes, asta e hrănirea cu sânul. Totuși scază în kilograme, pe zi și trece. Și plus că Cristi mă ține în tonus. Atunci când face țală, ăsta micul? Nu, nu e acasă. Nu, nu e acasă face. Acasă. Da. Da. Și nu te plictisești, nu vrei să mai ieși în lume. Să te vadă lumea la sală, așa. Eu am Instagram. Eu am Instagram și acolo mă vede toată lumea. Da. Bravo vouă că reușiți să mențineți și contactul cu atâția oameni, pentru că este foarte epuizant. Este epuizant emoțional să fii pe placul sau cel puțin să ții contactul cu atâtor multor oameni și în același timp să vă dedicați familiei. Până la urmă, asta e comoara cea mai mare. Oricum, asta e primul loc. Da, familia tot timpul era pe primul loc și va fi pe primul loc. Deja Instagram-ul ăsta e așa un mini bonus. Da, așa, te așteptăm data viitoare de mă să sfătuiești și tu, da? Așa, că tu și acum mă gândeai la valiere și nu știu dacă te auzi tare, da? Îți place de Lilu? Da, îți place? Da, pe cu asta am eu ce povesti atâta. Mulțumim că ați venit la noi și multă, multă sănătate. Te pupăm!